Am văzut că viscolul lovește și în martie și a fost un an în care a lovit în aprilie. Era începutul În celei de-a Moldova, doua da, luni de ne amintim primăvară. situația din Moldova, da. Cu cât timp înainte vom afla dacă și anul ăsta pățim colaps? 24-48 de ore cu siguranță, pentru că ne amintim episodul din noiembrie, din ultima decadă, când zona de sud-est și est a României, ne amintim, da, a fost afectat ca urmare a ciclogenezei, da, din această parte a țării, deci un ciclon format în Mediterana cu un aport suplimentar de umezeală din bazinul vestic al Mării Negre, la contactul cu masa de aer foarte rece dinspre partea nord-estică a continentului european, a adus deja primul strat de zăpadă în această parte a țării, mai ales în partea de est, în Moldova, în Dobrogea, ne amintim, în zona litoralului și nu în ultimul rând, intensificările foarte mari de vânt care au depășit 120-140 de kilometri pe oră. Cu siguranță, atunci am emis cu 24 de ore înainte, la fel am avut și în cele două episoade de iarnă din luna ianuarie, cu siguranță avertizările meteorologice generale se emit cu 24 de ore înainte și se actualizează, sigur că da, în fiecare dimineață, în cadrul Consiliului Național de Prognoză și sigur că avertizările generale prin creșterea gradului, prin avertizările de tip nowcasting.